pentru noi este important să înțelegem cum putem să fim utili și să ajutăm corect și concret. La toate întrebările ne răspunde în continuare Liliana Busuioc, care este directoarea Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Liliana, bună seara! Bună seara, Doina! Mulțumim mult pentru prezență! Ultimele două săptămâni și pentru noi au fost speciale, pentru că am auzit despre atâtea metode și căi diferite pe care oamenii le-au ales pentru a ajuta. Fiecare face ce poate și cum poate, inclusiv Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova. Am văzut că s-a solidarizat foarte repede, s-a regrupat foarte repede și ați venit cu niște acțiuni foarte concrete. Aș vrea să începem cu acea acțiune care ține de donarea produselor care ulterior ajung la persoanele refugiate din Ucraina. Ce ați reușit să faceți până acum, Liliana? Deci noi, practic, imediat președintele asociației noastre a mers la celula care era responsabilă de gestionarea acestei crize și a încercat să găsească modalități cum ne-am putea face utili. Și, practic, sâmbătă, pe 26 februarie, noi deja eram pregătiți ca să deschidem centrul unde colectăm donațiile. Am făcut un parteneriat împreună cu Corpul Pecii și cu voluntarii de la Corpul Pecii, cu restaurantul Smokehouse, care deja este închis, care practic s-a transformat în centru de colectare și de distribuire a donațiilor. Și în acel loc am început să adunăm toate produsele necesare pentru refugiați. Am făcut apel la toți membrii comunității noastre și au început să vină foarte multe bunuri din diferite comunități, de la diferiți oameni, de la diferite afaceri. Până acum am reușit să ajutăm în jur de 10.000 de persoane, inclusiv 650 de familii, 120 de centre de plasament și până acum sunt implicați aproape 60 de voluntari care ne ajută să colectăm și să distribuim aceste bunuri. Așadar, acest local, aș vrea să zicem, se află pe strada, pe bulevardul Ștefan cel Mare, 128. Exact. Fostul Smokehouse, așa cum spuneai, cred că nu e o problemă să zicem numele. Este închis restaurantul. Da, nu, practic nu mai funcționează. Putem în continuare să venim și să lăsăm produse acolo? Da, cel puțin până la final de martie, cu siguranță, lucrăm. Programul de lucru este de la ora 10 până la ora 5. În continuare este nevoie de foarte multe bunuri care sunt distribuite zilnic, deci practic pe parcursul zilei localul se umple de câteva ori și se golește de câteva ori, pentru că nevoia este foarte mare și nu doar la noi, după cum vedem, Moldova are cel mai mare număr de refugiați pe cap de locuitor, deja a ajuns la cifra de 350.000, dintre care aproape 100.000 se află în țară și toată această povară vine pe umerii antreprenorilor noștri, cetățenilor noștri și exact așa cum ați menționat la început, într-adevăr, fiecare face ceea ce poate acolo, unde este, cu ce poate și modalitățile sunt foarte multe în care oamenii se pot implica. De ce produse în mare parte este nevoie acum? În primul rând, deci, produse de primă necesitate, merge vorba de produse de igienă personală, mâncare, produse alimentare, conserve, îmbrăcăminte, prosoape, cerșafuri, perne, plapume. Am înțeles, lucruri de primă necesitate, da, pentru simple, ca să exact, la care exact. E greu să-ți imaginezi că cineva are nevoie acum de o pătură în care să se învelească pur și simplu, sau o cană de ceai. Așa este, la un moment dat vreau să spun că se epuizează foarte repede stocurile, pentru că noi inclusiv am făcut parteneriat cu Moldova Project, un ONG local, da, care colectează și face fundraising în SUA și banii care vin, noi procurăm bunuri dacă nu ajung din donații. Și vreau să spun că deja este oarecum o competiție pentru a procura, de exemplu, pături, prosoape, perne, pentru că cererea este foarte mare, acum se cumpără foarte mult și la acest capitol noi ca asociație deja am început să căutăm modalități cum putem asigura conexiunea între toate aceste procurări și resurse și companiile care produc local. Apropo, Liliana, se simte o oarecare schimbare și în lumea antreprenorilor, în lumea business-ului? Se simte schimbarea este foarte mare.
În primul rând vreau să menționez că înainte de asta au fost 2 ani de pandemie care au afectat foarte mult întreprinderile mici și mijlocii. Și vreau să menționez că 60% din oamenii care sunt angajați în economii la noi sunt angajați în întreprinderile mici și mijlocii. Și pe fundalul unei crize de pandemie în care foarte puține companii au reușit să se adapteze și multe au falimentat, iată inclusiv Smokehouse-ul, este un restaurant care nu a supraviețuit. Au intrat în 2022. Luna ianuarie și februarie, din punct de vedere statistic, sunt cele mai slabe luni într-un business. Și, practic, iată, în martie, foarte multe business-uri mici, locale, s-au pomenit într-o criză fără precedent, care mulți nu cunosc răspunsuri. Este perturbat totalmente lanțul valoric, a scăzut consumul local, și foarte mulți antreprenori sunt în situația în care ei, iată, luna imediat următoare, trebuie să-și onoreze obligațiunile față de bugetul de stat, trebuie să achite salariile pentru ca să poată menține echipa, și asta sunt familii care depind de aceste venituri, trebuie să-și onoreze obligațiunile față de furnizori, față de creditori, și atunci tot ceea ce se întâmplă afectează, evident, cu toții deja cunosc, citesc știrile, nu doar la nivel global și pe continent, dar în general la noi în țară, IMM-urile care sunt cele mai vulnerabile sunt într-o situație critică. Și noi, în calitate de asociație, ne străduim foarte mult. Evident, eforturile noastre sunt foarte mici și probabil că nu putem salva economia și nu depinde de noi, dar noi ne străduim cel puțin acum să identificăm care sunt nevoile de procurări, unde se cheltuie bani, pentru că donează foarte mult diaspora, sunt foarte multe ONG-uri care primesc acum granturi și credem că este vital pentru economia noastră și pentru oamenii noștri să facem tot posibilul ca acești bani să meargă în companiile noastre, în întreprinderile mici în special, cu tot respectul față de companiile mari, dar ele vor supraviețui. Deci să cumpărăm, să ne îndreptăm atenția către mici producători și producătorii locali. Da, și asta este și apelul meu. Dacă chiar vreau să mă folosesc de ocazie, dacă sunteți, nu știu unde să mă adresez, în cameră sau unde să mă uit. Te poți uita și la cameră, Liliana, acolo. Dacă sunteți, deci noi la asociație am lansat un apel public astăzi prin care îndemnăm toate ONG-urile locale sau partenerii de dezvoltare care implementează acum proiecte pentru susținerea crizei umanitare și gestionarea fluxului de refugiați. Vă încurajăm și vă îndemnăm să luați legătura cu noi. Dacă am venit în calitate de asociație cu o scrisoare de poziție pe achiziții către autorități, asta ar fi un proces foarte lung și complex. Noi acum ne străduim să fim o punte de legătură între companiile locale care pot produce și asigura această cerere și ceea ce este nevoie. Ca să dau un exemplu foarte simplu, noi la centrul nostru am comandat saltele la un producător local, am căutat unde putem produce pierne, unde putem produce peturi și practic toate aceste solicitări și cereri merg în cadrul comunității noastre sau companiilor care pe noi ne cunosc și îndemn antreprenorii care acum ne urmăresc să intre pe pagina Alianței Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova, să găsească această informație, formularele unde pot aplica, inclusiv mă adresez întreprinderilor care susțin refugiații. Pentru că sunt foarte multe întreprinderi care și-au deschis ușile, fie că oferă cazare, fie că oferă mâncare, și aceste întreprinderi, resursele lor tot sunt limitate. Deci nu pot face asta la infinit din resursele proprii, pentru că la final de lună trebuie să achite salariile la echipă. Și dacă aveți nevoie de produse sau de bunuri, iarăși fac apel ca să apelați la noi cel puțin în limita capacităților pe care le avem noi la moment în centrul nostru de colectare și distribuție. Noi vom încerca să venim cu ceea ce putem. Liliana, mulțumim tare mult pentru aceste informații oferite. Așadar, pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 128, de la ora 10 dimineața până la 5 seara, de luni până vineri. Așa, oamenii pot merge acolo și pot lăsa, pot dona produse de primă necesitate. Sau se pot înregistra să fie voluntari. Deci noi, pe parcursul la toată ziua, avem nevoie de voluntari. În jur de 4 ore durează runda de voluntari. Deci noi avem familii de ucraineni care vin
în Smokehouse și pe care noi direcționăm și ajutăm ca să-și suplinească nevoile pe care le au, să-și ia toate produsele de care au nevoie, fie răspundem la solicitările centrelor de plasament și adunăm, împachetăm pentru a fi livrate. Și inclusiv cei care nu pot să doneze, dar sunt dispuși să-și ofere timpul, noi am apreciat foarte mult acest lucru. Minunat, foarte bine că ai punctat și asta, Liliana. Și un alt detaliu, pot să vină și persoanele din Ucraina care deja sunt cazate în Chișinău sau în oricare altă localitate din țară, sunt cazate la o familie, dar pot veni ca să ia anumite produse de care au... Exact, la noi așa și se întâmplă. Deci noi lucrăm în două direcții. Pe de o parte, noi oferim donațiile familiilor și persoanelor fizice care vin direct expres la centru sau centrelor de plasament. Adică noi avem zilnic familii de refugiați care vin, mai mult decât atât, noi avem refugiați care sunt voluntari și ajută, practic, din primele zile. Noi în fiecare zi avem cel puțin câteva, una, două persoane din Ucraina care sunt voluntari și ajută. Și asta voiam să zic mai devreme, Liliana, n-aș putea să nu te întreb despre un proiect drag ție și cred că deja a devenit drag și nouă și multor oameni. Mă refer la proiectul Rădăcina. În cadrul acestui proiect ai realizat un material despre Odessa. Da. Și cred că pentru tine orașul acesta, ca și pentru mulți dintre noi, pentru că e foarte aproape de Chișinău, tinerii atunci, și nu doar tinerii, chișinăuienii când vor să evadeze pe două zile undeva, mergeau la Odessa. Așa este un oraș care, așa cum ziceam mai devreme, cred că ți este foarte drag și am înțeles că ai și descoperit foarte multe lucruri interesante despre orașul acesta. Ce putea să ne spui? Într-adevăr, Doina, Odessa este un oraș foarte drag sufletului și pentru că am găsit conexiuni cu istoria noastră. Odessa este un oraș care arhitectul nostru, Bernardații, care a proiectat cele mai frumoase clădiri din Chișinău, a fost arhitect șef și în Odessa. Și sunt cel puțin câteva bijuterii proiectate de Bernardați acolo. Asta este hotelul Bristol, asta este Filarmonica, unde se vede semnătura lui. Automat, văzând aceste clădiri, ai senzația și impresia că este și al tău. Pe de altă parte, în perioada celui de-al doilea război mondial, Odessa a fost în componența României și primar în orașul Odessa a fost moldoveanul nostru German Pântea, care a fost primar și de Chișinău. Și cumva este foarte trist că istoria se repetă. Eu sper să nu se repete în formula în care a fost atunci, dar într-adevăr cu 4 ani în urmă m-am documentat foarte mult, am studiat, am făcut un material video foarte scurt care prezintă istoria ocupării orașului Odessa, care a durat foarte mult și m-a impresionat și m-a marcat foarte mult cum oamenii au luptat pentru orașul lor natal cum a fost reconstruit orașul după asta. German Pântea, când a venit și a preluat conducerea orașului, era după 3 luni de asediu, orașul era totalmente distrus, era în prag de iarnă și practic în câteva luni el a reușit să restabilească orașul și sper să avem cu toții ocazia cât de curând să ne reîntoarcem în acest oraș minunat și vreau să îndemn pe toți, dacă aveți ocazia, să mergeți la Muzeul Ținutului Odessa, pentru că acolo veți vedea istoria acestei perioade și, fără exagerări, o să citez ceea ce spun ghizii de la acest muzeu, că German Pântea a fost unul dintre cei mai buni primari pe care l-a avut orașul. Mulțumim tare mult, Liliana, pentru că ai fost alături de noi în seara asta. Vă dorim putere și putere de muncă. Mulțumim. Și determinare ca să vă faceți utili în continuare, așa cum ați făcut-o până acum. Și ne dorim tare mult ca următoarea noastră întâlnire să poată să fie prilejuită de evenimente mai liniștite și mai îmbucurătoare. Mulțumesc. Da, Doamne, așa să fie. Așa să fie. Mulțumim tare, tare mult, Liliana.